nu fac mișcare ca să ar calorii. Organismul pierde maxim 30% din energie cu efortul fizic, asta dacă nu te-ai stresat mai mult în ziua respectivă și inima nu a trebuit să bată mai tare, sau dacă nu ai mâncat o masă mai consistentă și organismul a trebuit să folosească energia pentru asta, dacă nu ți-a fost cumva mai frig și iarăși organismul a direcționat caloriile către producerea de căldură. În procesul de slăbire, efortul fizic contribuie doar cu 5%, restul de 95% este asigurat de alimentație, de fapt de întregul comportament alimentar și celelalte componente ale stilului de viață. Eu fac mișcare ca să mențin metabolismul stabil, asta înseamnă greutate stabilă, pentru a-mi conserva masa musculară, pentru mobilitatea oaselor, pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular, pentru creșterea nivelului de energie, pentru un echilibru emoțional. Mișcarea contribuie la slăbire prin sensibilizarea celulelor la insulină și captarea glucozei. Dacă un anumit tip de antrenament, cum este zona 2 de antrenament, este efectuat în anumite momente strategice ale zilei, atunci organismul folosește grăsimile pentru energie și astfel pierzi din stratul tău de grăsime.